Angajații din sănătate vor intra în greva japoneză timp de 5 zile începând din 21 martie. Se presupune că la proteste vor participa peste 7.000 de persoane reprezentând medici, asistente și infirmiere. Sindicaliștii solicită aplicarea prevederilor legii 284 din 2010 privind salarizarea unitară și în sănătate, în sensul reîncadrării personalului, având ca valoare de referință salariul minim brut pe economie de 1250 de lei, potrivit mytex.ro. Așadar, se dorește acordarea tuturor sporurilor calculate la salariul efectiv, precum sporul de condiții deosebite de muncă, sporul de doctorat, respectarea normei de muncă și a timpului de muncă și de repaus pentru toate categoriile de personal din sănătate, prin reducerea până la eliminare a deficitului de personal.